Încă un angajat al oficiului poștal 13 Vamă, situat în Păcurare, a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Rezultatul pozitiv a venit la nicio săptămână distanță de primul caz înregistrat la sucursala regională din Iași a Poștei Române. Este vorba despre un salariat care se ocupa de formalitățile vamale. Acesta și-a făcut testul din proprie inițiativă, imediat după ce a aflat că unul dintre colegi s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. Reprezentanții DSP au precizat că acolo nu se poate spune că există un focar. Activitatea de distribuire a pensiilor nu va fi influențată de cazurile depistate.